vedeți toți cei ce îmi place consilieri locali în funcție. O rog pe doamna președintă să preia cuvântul. Bună ziua! Pentru început vom vota procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Pe ordinea de zi avem 13 puncte și un punct suplimentar. Cine este pentru proiectul ordinii de zi cu suplimentarea respectivă? Se abține cineva? Primul punct de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituții servicii publice finanțate din venituri proprii și subvenții. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară pentru luna aprilie. Dacă îmi permiteți, aș ruga să începem cu un moment de reculegere pentru doi foști colegi din Consiliul Local care, din păcate, în ultima lună au decedat. Este vorba de domnul Rape Dorel, pentru care vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Dumnezeu să vă binească în pace! Și acum aș vrea să păstrăm un moment de reculegere pentru domnul Munteanu Ion, care, din păcate, și dumnealui a decedat zilele astea. Vă mulțumesc frumos! Eu vreau să păstrăm recunoștință celor care au contribuit la dezvoltarea localității noastre. La bugetul de venituri și cheltuieli împărțim sărăcia, ca să fiu mai exact. Încercăm să facem în așa fel încât chiar și în condițiile în care nu am primit sprijin de la Consiliul Județean să reușim să facem față nevoii de cheltuială care există. Este nevoie foarte mult pe educație, este nevoie pe infrastructură, este nevoie de bani pe multe domenii, dar am structurat bugetul de anul acesta și pe nevoia de a pregăti proiecte pentru care vor fi depuse pe finanțările care vin. Sunt anumite proiecte care au nevoie de 6 luni de zile până se obțin avizele și până se tocmește proiectul. Și din această cauză am prioritizat cumva, am făcut un echilibru între funcționare și investiții. În orice caz, suma de 3.480.000 pe care o avem la investiții, este 457.000, este o cifră raportată la bugetul de 9.387.000, este aproape 40% investiții, ceea ce sperăm noi să genereze mai departe dezvoltare în localitatea noastră. Avizul comisiilor? Favor. Cine este pentru? Se abține cineva? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2021, oraș Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. O să enumerez doar câteva obiective de investiții. Aș începe cu capela mortuară, pentru care avem deja ultimul aviz și foarte repede vom scoate la concurs. Sperăm să avem și firma care va executa lucrarea. Avem lucrări de investiții în continuare, însemnând stația de filtrare a apei, care deja este construită, urmează să turnăm platforma de beton și să o punem în funcție, investiție de peste 500.000 de RON. Avem obiective
în continuare finalizarea amenajării terenului de sport de la Cireșoaia, dar și alte obiective, cum ar fi achiziționarea unei vidanșe, o cisternă cu vidanșă de 5.000 de litri, atât de necesară, pentru că noi când avem nevoie să vidanșăm, ea va funcționa remorcată de tractor, dar este necesară și pentru vidanșare, dar și pentru faptul că am avea o rezervă de 5 tone de apă în situația în care, Doamne ferește, apare un incendiu, respectiv îi dăm o funcționalitate mix dublă, cel puțin pe aceste două capitole și alte obiective de investiții. Ne dorim să scriem proiecte, să atragem fonduri și pentru asta pe lista de investiții avem și studiul de fezabilitate pentru asfaltarea drumurilor din localitate. Avem studiul de fezabilitate pentru apă canal în localitatea noastră și avem și alte obiective de investiții necesare. Cred că este o listă de investiții, în primul rând este optimistă, dar ne bazăm și pe fondurile pe care le vom primi de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, însemnând banii cheltuiți pentru reabilitarea podului Dobru, diferența de la 368.000 cât am avut bugetat la 1.200.000 și ceva de mii. Sperăm să vină repede și aceștia se vor adăuga la bugetul nostru, respectiv deficitul cu care pornim acum, sperăm să poată fi acoperit de aici și mai sperăm să ne mai înțeleagă și cei care au posibilitatea să ne ajute și în principal cei din județul, de la conducerea județului, care cunosc în detaliu nevoile noastre și sper să fie mărinimoși cu noi. Avizul comisiilor? Cine este pentru? Am uitat, dar nu a ridicat nimeni mâna și mâna. Dar n-ați întrebat. Vă rog. Avem aici câteva obiective. De exemplu, reabilitare și modernizare în iluminat public. 40 de milioane. Adică 400 de milioane. 40 de mii, de rog. Milioanele au... Da, spune-o. Ok. Noi avem aici sistem control acces, 17.000. Parte interactivă, stațiune, website primăriei. Server, toate astea însumate duc la peste 2 miliarde. Bun, haideți să... Chiar le trebuie. Le luăm pe rând. Le luăm pe rând. Control acces și serverul, ele au fost aprobate și achiziționate, figurează pe listă doar pentru plată, sunt investiții în continuare. 40.000 pentru iluminatul public, ne propunem să facem iluminat public în zona camping, niciodată nu a existat iluminat public acolo, vrem să punem un punct de măsură și circa 15 lămpi cu LED, care se doresc a fi o investiție pentru a atrage investitori în zona camping. Nu privește alte investiții. Celelalte becuri și ce mai avem noi de schimbat, ele se vor duce pe funcționare. Adică, cred că această investiție este necesară și v-aș ruga dacă se poate să fiți de acord cu ea. Dacă nu, asta este regula democrației. Că sunt în asentiment și toți locuitorii orașului, puteam pune pentru aceste străzi care sunt jalnice, așa, lumea noată în noroi, cel puțin la Cireșoaia, ce și nu numai. Așa, ce văd că ați bugetat pentru reabilitare drumuri locale 150.000, adică 1.500.000 și apoi la amenajare peisagistică 100.000, tot un miliard. Domnul Ceangă, pentru că sunteți nou în Consiliul Local,
chiar vechi. Dar sunteți vechi pentru că ați mai fost și mă surprinde că nu faceți diferența între investiții și funcționare. Ceea ce ați cerut dumneavoastră, că lumea merge prin noroi să reparăm niște drumuri, sunt lucrări. Nu, ați spus acum. Dacă mă întrerupeți, învățați măcar regula dialogului ca să nu vorbim unul peste altul. Eu v-am ascultat cu mare atenție, vreau să mă ascultați. Aceste noroaie, aceste gropi care s-au creat se vor balasta și asta nu este obiectiv de investiții, este obiectiv de funcționare. Și ce ați văzut dumneavoastră acolo pentru străzi, reabilitare străzi, este contravaloarea estimată a proiectului ca cei 42 de kilometri de străzi la Sănii-Moldova să fie asfaltați. În asta constă obiectivul de investiții. Și v-aș ruga, dacă se poate, să nu ținem un curs separat pentru ce înseamnă investiții, ce înseamnă funcționare, ca să învățăm cu toți oamenii să nu amestecăm. Bun, dacă ați fi știut, n-ați fi ridicat problema în felul acesta. Și nu ați greșit. Vă rog. Bun. Eu sper că v-am răspuns la întrebare. Vă mulțumesc. Avizul s-a dat, da, avizul comisiei. Cine este pentru? Avizul s-a dat, l-am cerut mai înainte, avizul comisiei. Abține? Abține? Se abține cineva? Eu, la avizul s-a dat. Consider că nu sunt bani de ajuns pentru învățământ. Și v-am dat. Și este cineva? Dar domnul primar mi-a răspuns, aștept următorul cincinal sau cincinal, nu știu. Abține. Mulțumesc frumos. Nu, abține, da. O sunt bugetat acolo și sunt repartă. Da. Dacă vreți să ne întoarcem la educație, îmi pare rău, s-a votat, dar totuși mă simt obligat să vă răspund. Cei mai mulți bani de când sunt eu primar i-am dat la educație și educația rămâne o prioritate. Că dumneavoastră găsiți tot timpul ceva de făcut în plus la școală, este adevărat, numai că noi mai așteptăm și reabilitarea acestor școli și nu putem să cheltuim niște bani din bugetul local pe niște lucrări pe care le-am putea face pe reabilitare. Încercăm să prioritizăm banii pe educație și dacă anul acesta prioritatea este pe funcționare, să asigurăm condițiile pentru grădinița cu program prelungit de la Cireșoaia și pe funcționare să asigurăm toate celelalte cheltuieli necesare pentru... Celelalte clădiri. Pentru... Mai sunt două școli, mai este încă o grădiniță, toate trebuie să funcționeze. Bun, da, dar ele funcționează în parametrii corespunzători. Și pentru investiții, terenul de sport de la Cireșoaia și studiile, proiectele necesare pentru laboratoare de la Cireșoaia și sala de sport de la Cireșoaia sunt tot bani cheltuiți în educație. Fără aceste proiecte, noi nu vom putea cere finanțare pentru a crește calitatea educației și condițiile de educație în localitatea noastră. Vă rog. Da. Dincolo, înainte de toate, cred că trebuie reabilitată și trebuie să aibă o bună funcționare sala de clasă, nu exteriorul. Adică sala de clasă, holul, laboratorul, ceea ce este interior trebuie să fie bine dotat și să funcționeze, să asigure condiții normale de învățătură. Bun, vreți să facem o dezbatere? Nu facem, dar eu v-am spus nici. Tocmai am dat acum 70.000 de lei. Dacă bine v-ați uitat, holurile de la școli sunt zugrăvite recent. Dacă bine vă uitați... Țin 70.000 de lei. Doamna Tudorana. Bun. Eu m-aș bucura să înțelegeți. Trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Slănic Moldova la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău pentru anul 2021. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Aveți o comisivă? Favorabil. Cine este pentru? Ce sunt?
Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în vederea obținerii licenței de dare în administrare pentru explorare a apelor minerale terapeutice din perimetrul orașului Slănic Moldova, județul Bacău, izvoarele Sonda 1, 300 de scări, Ciunget, Stroiu. Inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici ne propunem să continuăm explorarea și la alte izvoare pe care la momentul de acum 4 ani de zile nu le-am luat în calcul și ele sunt Sonda 1, 300 de scări, Ciunget și Stroiu. Discuții la acest punct? Da, domnul Cioban, vă rog. Vis-a-vis de acest punct, am rugămintea, dacă să supunem votului și atenției colegilor, includerea în acest document și a izvorului numărul 3. Motivat de faptul că până la această dată, din câte cunosc eu, Institutul Balneo Climateric nu și-a manifestat intenția sau dorința de a obține licența de explorare. Și pentru asta am zis că ar fi oportun, dacă tot am demarat această acțiune cu izvoarele minerale, să includem și izvorul numărul 3, care este de o valoare terapeutică și, eu zic, în interes pentru zonă. Dacă colegii vor fi de acord? Avem o dovadă că izvorul da. E... Da, este de fapt. Balneologii nu e interesat de izvorul 3? Aș vrea să vă răspund, imediat. Propunerea mi se pare bună și sub aspectul că Institutul Mare a fost foarte interesat de aceste vorbi, ei îl folosesc la da. Activitățile baniale care le-au da. Vă mulțumesc pentru propunere. În contextul în care și clădirile au fost aprobate de către dumneavoastră a fi preluate la prețul de evaluare, consider că în situația în care Institutul de Balneologie declină acțiunea pe care au făcut-o până acum către Primăria Slănic Moldova, mi se pare o propunere bună și vă rog să o includeți ca amendament și sunt foarte bucuros pentru asta. Respectiv, vom consulta Institutul de Balneologie prima dată și după aceea ne ducem la ANRM cu solicitarea ca să avem un consens. Nu ne ducem să deranjăm pe cineva care deja vrea să facă ceva pentru localitatea noastră. Cine este pentru amendamentul propus de domnul Cioban? În avizul comisiilor pentru punctul numărul 4. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi Bacău numărul 46 din 8 august 2016, în urma acțiunii audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2015 la UAT Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Avizul comisiilor? Vă rog. La punctul 5 este cere o prelungire a termenului în urma controlului de la Curtea de Conturi din 8-8-2016. Ne aducem aminte că atunci a fost o mare debatură, că s-ar fi găsit, nu știu, s-au furat combustibil sau nu știu ce. Știu că domnul primar a făcut și o ședință de la Cerdacă la școală, nu știu dacă și cere și aia. Și am pătit și niște hărbuții pe care chiar scria că s-a furat nu știu cât combustibil, ce s-a mai furat. Văd aici un raport făcut și văd că s-a cam rezolvat treaba cu ce s-a furat. Parțial. Totuși mai apare ceva, văd că s-ar fi rezolvat problema cu 116.716. Care, domnul primar, vă aduceți aminte, cât ați contestat? Care este atunci întrebarea? Nu, de cum de a s-a putut rezolva așa, că atunci a fost o problemă, domnule, nu te-au furat.
Problema nu este rezolvată. Deci avem, inclusiv cu acești 111.000 carburant, problema este în instanță, pentru că nu s-a găsit o soluție internă. Cei care au fost, după ce s-au adunat toate documentele alea, spune, nu eu sunt vinovată, ăla. Și atunci am zis, cel mai bine este să instanța să stabilească acest lucru. Urmează deja expertiză tehnică contabilă în acest sens și va stabili care este prejudiciul. Și vom recupera mai devreme sau mai târziu acești bani. Dacă vă referiți la punctul de 400 ăla cu curtea de conturi cu deturnarea de fonduri, este în instanță, s-a trecut de primul termen, așteptăm al doilea termen. Dacă vă referiți la alte aspecte legate de ce am declarat eu în 2016, vă asigur că totul este veridic. În schimb, Curtea de Conturi, spre exemplu, a constatat că pentru câteva persoane angajate din primărie s-a decontat cantitatea de 10 litri de carburant în loc de 7 litri. Aceste persoane, majoritatea deja au plătit, sunt sume de 60 de lei, de 100 de lei, că nu sunt sume mari, și pentru asta s-a prelungit termenul ca să putem recupera acești bani. Și mai avem câteva puncte la care trebuie să răspundem. Respectiv, tot ce este în instanță la acest moment se consideră în termen. Pentru că și controlul Curții de Conturi, când constată că suntem în instanță, nu poate să spună să rezolvăm problema asta într-o lună sau în două luni. Bine că vă duceți în instanță, instanța va stabili termenele și finalul o să-l comunicăm care este și cum este. Dar persoanele astea, domnul primar, care văd aici, cam bune din plată. Da. S-a luat legătura cu aceste persoane. Da, s-a întrebat să... Dar foarte mulți au și achitat. Foarte, adică avem între colegi, nu știu, 1-2, dar ceilalți i-am notificat cu confirmare de primire și sperăm să vină să achite 20 de lei, 100 de lei, cât este. Nu este, poate nu este nici vina lui, acum n-aș vrea să scuz, dar probabil că este o vinovăție contabilă la momentul acela că i-a decontat. El trebuia să-i taie când a venit cu 10 litri de carburant, știind că legea spune 7 litri de carburant, trebuia să-i taie din 10 litri să lase 7 litri și atunci nu se mai întâmpla, nu-i mai dădea banii aferent la 10 litri. Nu vreau să inflamăm lucrurile, dar vă asigur că toată munca necesară a fi depusă a fost depusă, inclusiv pe podul ăla pe care s-a construit zidul. Suntem în instanță. Și toate astea au un proces de durată care nu depinde de primar când se termină. Vă rog. Doamna Bucan, vă rog. Tabelul care apare aici în decizia respectivă și a fost dat la Curtea de Conturi. Cine l-a întocmit și pe ce bază li s-a putut oferi acestor salariați posibilitatea să-și arate nevinovăția? Tabelul a fost întocmit la data controlului. Cine? Eu când am ajuns în primul. Eu când... Nu, numai puțin. În iunie 2016, când eu am ajuns în primărie, controlul era gata. Respectiv, controlul în perioada de control cere niște documente de la contabilitate, de la structurile din primărie. Și la final, numai puțin, doamna Avuțan, nu o să înțelegeți dacă nu sunteți. La final ne dă și voie să ne apărăm. Respectiv, tot controlul ăsta a fost publicat la angajații la vremea respectivă și ei au avut posibilitatea să dă un termen de 30 de zile în care spui, nu e adevărat, doamne, că am de dat 20 de lei, că eu am da? De dat cu absolut toți salariații, deci bun. Toți 14. Așa. Nu au primit nimeni nu a primit o înștiințare precum că trebuie să plătească primăriei această sumă de bani. Nu i-a întrebat nimeni să poată bun, dar nu înțeleg care este observația dumneavoastră, sesizarea, care este? Păi ei deja le s-a făcut o impunere la impozite și taxe pe această sumă. Așa. Și ei n-au avut posibilitatea să se apere. Bun, să da. Dovedească că nu sunt. Ei n-au făcut aceste transporturi în interesul lor personal. Bun, fiecare... Au făcut în interesul instituției. Bun, fiecare are dreptul să se apere și el când a primit notificarea de
plată a diferenței, nu, nu mai puțin, o să o primea, dacă o științare. El poate să se apere acum, să spună, subsemnatul, declar că nu am, nu vreau să plătesc diferența, dar eu vă asigur că o să o plătească, pentru că este... Și în ce bază să implementeze impozite și taxe debitul pe fiecare persoană? Deci când el a consumat acest carburant, a venit și a făcut un ordin de deplasare, da, și a cerut bani. Da. Contabilitatea i-a dat bani pe 10 litri. Nu i-a dat bani. Nu mai puțin. I-a dat bani pe 10 litri, vă pot garanta eu acest lucru. Bani din momentul din, deci, sau i-a dat carburant pe 10 litri. Okay. Bun, când el i-a dat 10 litri carburant să meargă 100 de kilometri și legea spune că nu ai voie decât 7 litri, chiar dacă mașina ta consumă 15 litri, tu decontezi 7 litri. Bun, din... cine este responsabil pentru foile de parcurs? Nu, dar nu are legătură pentru că... Are legătură. Nu, haideți să vă spun de ce nu are legătură. Pentru că Curtea de Conturi face un calcul pentru consumul din Slănii Moldova până la intrare în Bacău. În momentul când persoana s-a dus cu mașina personală să rezolve o problemă pentru instituție, de la intrare din Bacău până în centrul Bacăului, se mai face un consum de carburant. Acel consum de carburant ar fi trebuit să se regăsească pe foile de parcurs. Cineva, acea persoană care a întocmit acele foi de parcurs, nu a întocmit foile corespunzător. Cine l-a verificat pe cel care a făcut foile de parcurs, compartimentul de inventarier, compartimentul de contabilitate, compartimentul de auto, trebuia să verifice și să vadă că acea persoană a făcut o foaie de parcurs incorrectă. Doamna Muțar, în situația în care circulația, acest carburant s-a consumat pe mașini personale. Corect. Când circul cu mașina personală... În interesul cui. Nu, lăsați, acum lăsați-mă să termin eu. Ați terminat de spus? Nu. Bun, dar terminați dumneavoastră și vă răspund. Păi răspundeți-mi la întrebare. Nu, dar văd că mă întrerupeți. Încă o dată. El pune carburant în mașina personală și nu face foaie de parcurs la mașina personală. El face un ordin de deplasare, că s-a deplasat din punctul A în punctul B, în care spune câți kilometri au fost. Când Curtea de Conturi a venit, a văzut că ei își calculau 10 litri pe kilometru în loc de 7 pe 100 de kilometri, în loc de 7 litri. Nu amestecăm lucrurile. Eu vă spun 100% că avem colegi care au recunoscut, au spus, da, doamne, așa este. Atâta mi-au spus, spun 10 litri, am pus 10 litri, sunt de acord. Da, și nu bun, este responsabil. Bun, încă o dată, dumneavoastră vorbiți de 20 de lei, de 100 de lei, adică noi nu vorbim, aici n-aș vrea, vă rog, domnul consilier. Domnul consilier, pot să dau explicații pertinente. Deci, Curtea de Conturi ia foaia de parcurs sau ordinul de deplasare și nu treabă pe Popescu. De unde e plecat? De la primăria Stănic, unde trebuia să te duci? La Consiliul Județean. El are un grafic pe care urmărește și ia distanța cea mai scurtă. Poți să te duci la Bacău pe la Cluj. Dar el îți spune, nu domnule, trebuie să duci la Bacău pe traseul cel mai scurt. Și îți spune, ai dreptul la traseul ăsta la 7,5%. Atât trebuia să consum. Cât consumă mașina ta? 25, 75, nu mai contează cât. El dă dreptul să decontezi 7,5% combustibil pentru orice tip de mașină. Fără niciun fel de explicație. Nu că a fost ăla de la transportul, că vine Curtea de Conturi și ia consumul de carburant. Asta este și la instituția mea și la toate. Deci nu poți, cu Curtea de Conturi, nu poți să discuți. În momentul în care el ți-a încheiat procesul verbal și l-a dat spre executare primăriei, primarului sau cine așa, cetățeanul respectiv se poate apăra în instanță. Te duci la judecător și spui, domnule, mie nu-mi convine ce mi-a trecut Curtea de Conturi aici. Contest. Și contest. El îți spune, du-te la un expert, vine cu evaluare și dacă judecătorul aprobă evaluarea, vă vorbesc un memar, atunci îți stai din ea sau îți mai pune. Dar acestor salariați nu li s-a permis acest lucru. Deja s-a făcut impunere. Doamna consilier, am fost în instanță cu toate, am contestat toate punctele de vedere ale controlului din 2016 în instanță
Și la sfârșitul anului 2018 instanța a stabilit că 3 dintre ele am avut noi dreptate, dar la acest punct a stabilit că are Curtea de Conturi dreptate. Mă înțelegeți? Nu stabil. Și încă o dată, dacă dumneavoastră ați primit sau cine a primit o notificare. Nu, da, cheltuim degeaba timpul, pentru că lucrurile sunt într-o altă zonă decât o abordați dumneavoastră. M-ați înțeles? Deci nu sunt în zona de foi de parcurs de ceva, sunt în zona în care acea persoană cu pixul ei și cu semnătura ei a scris ce a făcut în deplasarea respectivă și cât carburant a luat. Pot să vă dau răspuns, pentru că aceste persoane care sunt de pe listă nu făceau ele foile de parcurs. Era un responsabil. Nu se face foaie de parcurs, doamna. Tocmai v-am spus că nu se face. Păi ordinul de deplasare ți-l faci tu. Ți-l semnează șeful și când îl închei, tot tu semnezi că ai făcut atâția kilometri. Despre asta este vorba. Adică nu ne ducem în zona să învinovățim un alt funcționar din primărie. Este ca și cum ați luat niște bani de la caserie și îi justificați pe ordine de deplasare. M-ați înțeles? Luați 100 de lei și decontați 80, diferența o dați înapoi. Exact așa este și la carburant. Nu se face foaie de parcurs pe mașină. Personal. Păi da, despre asta vorbim. Adică diferențiem puțin lucrurile, că procedura... Primăria atunci nu avea mașini, da? Acum nu se mai întâmplă acest lucru. Spunea, lasă-mă că îți dau niște carburant, dă-i 10 litri de carburant, să ducă. Când s-a întors, el trebuia să justifice 7,5 litri și 2,5 litri să-i dea înapoi sau să-i plătească să se întâmple ceva. Pe baza ordinului de deplasare. Niciun alt document n-a intervenit aici. Ați înțeles? Mulțumesc. Mai sunt alte discuții? Avizul comisiilor? Cine este pentru? Se abține cineva? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi Bacău numărul 36 din 14-11-2019, în urma acțiunii audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2018 la UAT Svenic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuție pe baza acestui punct. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? N-am vrut să intervin în timpul votului. Curtea de conturi când vine dă un document pentru primar și un document pentru Consiliul Local. Și eu ca primar am primit acest document și astăzi și dumneavoastră ca și consilier local luați acte de el. Obligația este a primarului să ducă la îndeplinire ca în termenul pe care s-a prelungit să acționeze, da? Dumneavoastră aveți informarea și aveți cunoștință despre ce se întâmplă cu controlul respectiv. Puteți să interveniți, inclusiv să formulați un punct de vedere al consilierilor la Curtea de Conturi. Nu este... Adică aveți această posibilitate, dar m-aș bucura să înțelegem prima dată mecanismul și după aceea să formulăm aceste puncte de vedere. Ce vreau să vă asigur este așa, că niciodată când Curtea de Conturi a lăsat un raport de control, eu nu l-am ascuns. L-am comunicat la toți angajații din primărie, l-am comunicat ca să se poată în termenul până se face decizia, că după raport se face o decizie. Până se face decizia să-și poată apăra drepturile. Ori nu ne uităm pe ele ca angajați și nu ne vedem, nu ne regăsim pe acolo în termenul acela, ceva s-a întâmplat. Că dacă ar fi fost atenți în 2016, poate ar fi făcut atunci observația respectivă. Da? Eu îmi fac datoria față de Consiliul Local și vă asigur că nu există, dacă aș fi identificat eu că ceva nu e în regulă, eu l-aș fi apărat pe colegul meu care acum este în primărie. Dacă aș fi avut argumente, dar nu poți să te duci acolo, cum a spus domnul Mocanu, decât cu argumente. El îți arată liniuța din lege unde spune 7,5 litri și îți arată documentul ăsta. Și dacă ai argumente, nu ai argumente, atunci trebuie să acționezi.
Vă rog. Vă rog, domnul Cănd. Singura procedură pentru amânarea termenului de realizare a dispozițiilor Curții de Conturi este trimiterea în judecată a Curții de Conturi pe speța respectivă. Domnule, primăria Popescu, Giurgescu, și eu am avut cu ei judecată, ca persoană fizică, te duci, dacă instanța îți dă dreptate, îți anulează hotărârea Curții de Conturi. Nu îți dă dreptate, ești bun de plață, plus dobânzile. Etapă epuizată la Stănii Moldova. Toate 18 puncte au fost trimise în judecată, adică judecătorul a le analizat pe toate, 3 dintre ele ne-a dat dreptate și celelalte nu au trecut. Altfel, primarul este bun de plată dacă amână cu puterea sa punerea în executare a dispozițiilor Curții de Conturi. Da. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei de Negociere în vederea achiziționării prin exercitarea dreptului de preemțiune al orașului Srednic Moldova asupra imobilului Monument Istoric Clădire Casino, situat în Srednic Moldova, strada Vasile Alexandrie, numărul 3, județul Bacău, cod Bacău IMA00901. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aș vrea să fac o precizare mai mult pentru cei care urmăresc materialul filmat. Am ajuns în etapa în care, după ce dumneavoastră ați aprobat să ne exprimăm dreptul de preemțiune, am notificat proprietarul clădirii și ne propunem să avem o negociere, o discuție și o concluzie. Pentru că numai documentul de... el ne-a făcut o ofertă inițială. A spus, doamne, atâta este prețul pe care eu cer. Eu am propus ca în această comisie, obligatoriu trebuie să facă parte primarul și secretarul general al orașului și mai sunt 3 posturi de consilier local pe care aș vrea să le propuneți și să le ocupăm, eventual pe paritate politică, ca să nu avem discuții că decizia se ia doar de către un partid politic sau subiectivisme. V-aș ruga să faceți propuneri și... Vă mulțumim pentru generalitate, domnule Cuban, dar după PSD nu tot de ce să facă parte în niciun membru în această comisie. Vă mulțumesc. Propuneri? Eu aș vrea să propun de domnul Martin Cuban în locul de celălalt PSD. De opoziție. De opoziție. Eu pe domnul Ciobanu. Și a treia propunere, doresc să-l propun pe domnul Mocanu. Bun, nu vreau să influențez propunerea, așa că nu o să comentez. Cine este pentru domnul Moraru? Dar nu trebuie să vă pronunțați pentru alții. Votul este individual. Da. Ok. Cine este pentru comisia de negociere pe parte de domnul Moraru, domnul Mocanu și domnul Ciobanu? Se pot vota. Am înțeles. Bun. Ok. Cine este pentru? Deci abține? Abține sau împotriv? Abține. Acum, pentru că a trecut votul, îmi amintesc domnul Ciangău că ați votat acum câțiva ani împotriva exprimării dreptului de preemțiune de către Consiliul Local. Continuarea acțiunii dumneavoastră mi se pare o confirmare a
modului de a gândi vis-a-vis de această clădire Casino de Stăinul. Este doar o constatare, n-am vrut să influențez. Avizul comisiilor pentru numărul punctul numărul 7. Cine este pentru? Abține? Același. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrărilor obiectivului de investiții, restaurare clădire casino, în vederea amenajării unui centru cultural în orașul Slănic Moldova, județul Bacău, situat în Slănic Moldova, strada Vasile Alexandrei, numărul 3, județul Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Abține? Bun, constat că dumneavoastră considerați că nu este de utilitate publică clădirea casino, ceea ce mă surprinde. Lasă-o să ne cerem scuze, dar... Dar să cumpără, să pierde acolo, să vorbim banii, domnul primar. Deci, domnule, să reparăm sau să restăm. Dar noi, practic, este un obiectiv pe care facem o investiție de... Nu, de utilitate publică este necesar și mulțumesc celor care au votat și acest proiect trece, pentru că o clădire de utilitate publică are alt regim decât o clădire de utilitate privată. Eu consider că această clădire, având în vedere că ea a fost dintotdeauna sala noastră de festivități și a fost bibliotecă și a fost centru cultural, trebuie să fie de utilitate publică. În asta este diferența de abordare. Dacă dumneavoastră considerați în continuare că trebuie să fie de utilitate privată, este opțiunea fiecăruia să-și manifeste. Ce să vă aminte că chiar am votat și am fost de acord să se cumpere această clădire. Nu s-o constatare proprietate privată. Chiar am votat să se cumpere. Poate nu știu. Când se va cumpăra, cu două mâini ridicăm și votăm. Ca să-i băgăm bani, să-i aplicăm plătirea. Dar este o sumă colosală acolo care trebuie bugetul primăriei Pigoia. Știți dumneavoastră ce sumă este? Nu, dar tocmai dumneavoastră mi-a spus la ședințele trecute. Nu. Am spus că bani pentru achiziționarea acestui obiectiv avem. Avem acum. Indiferent dacă ar trebui să periclităm bugetul nostru pe mai mult. Ați spus de la începutul ședinței că avem un buget, cum a spus? Sărăcăcios sau mai știu cum a spus. Acum avem bani. Nu știu ce să facem. Eu vă rog să așteptați finalul acestei acțiuni și o să... Dacă se cumpără la prețul care a fost vândut, sunt alte priorități. Dar se cere, bă, nu știu când, 2000 de ani, niște bani. Trecem la punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind completarea nomenclatorului stradal al orașului Slănic Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 140 din 27 noiembrie 2020. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții la acest punct? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiții, construire și dotare complex sportiv, oraș Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Slănic Moldova și a serviciului public de salubrizare din subordinea Consiliului Local Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului.
Dacă îmi permiteți, aici au fost niște discuții mai aprinse în comisie și aș vrea să le clarific în sensul în care nu ne propunem să dăm afară pe cineva sau să întrerupem activitatea serviciului voluntar pentru situații de urgență. Ne propunem să eficientizăm, să reducem cheltuielile pe acest serviciu. Vă dau două cifre. Cheltuielile noastre sunt aproape 300 de mii de lei pe an și avem venituri aproape jumătate din această sumă. Respectiv, dacă am avea 6 angajați la serviciu voluntar, cheltuiala ar fi mai mare. Ne propunem să avem 5 angajați, inclusiv șeful de serviciu, care va participa și va face intervenții. În acest sens, conducătorul auto care acum lucrează la serviciul public, la serviciul de SVSU de voluntar pentru situații de urgență, avem două persoane care vor pleca voluntar, adică nu știu care dintre ele, dacă vor veni, nu le dăm afară pe niciuna, nici o persoană nu îi se desființează locul de muncă și este trimis acasă, ci va fi redistribuit. Avem atât la serviciul de salubritate, cât și la microbuze școlare un post disponibil. În sensul acesta aș vrea să vedem lucrurile, nu ca o presiune pe a da pe cineva afară, ci strict pe a face o economie distribuind normal serviciul acesta de situație de urgență trebuie să fie, să se autofinanțeze. Noi vrem să limităm, nu o să se poată autofinanța, că ar trebui să creăm o presiune foarte mare pe taxa de apărare civilă, pe celelalte, care ar însemna să creștem impozitele la cetățeni sau la agenții economice. În sensul acesta am vrut să clarific lucrurile ca să nu mai avem detalii. Vă rog, domnul Ceangă. Eficientizăm, spuneți dumneavoastră, și facem economii. La urbanism văd în noua organigramă încă 21 de posturi față de cele existente. Și la pompieri avem 4 posturi vacante în urma reorganizării. Ce vor face acei 4 oameni, acele familii? Eu înțeleg că n-ați fost atent la ce am... Nu, am fost perfect. Dacă ați fost atent, lăsați-mă să vă răspund. La întrebarea că dăm afară, răspunsul este nu dăm afară. La întrebarea că mai facem încă 21 de posturi la urbanism, înseamnă că nu știți câte posturi au fost la urbanism. La momentul acesta nu înființăm posturi noi, ci redistribuim personalul ca să avem. Pe proiecte să avem oameni, pe investiții să avem oameni. Ei se vor redistribui din stafful actual pe care îl avem la serviciul urbanism. Respectiv, nu mai puțin, dar trebuie să mă lăsați să termin. Dacă microbuzele școlare și transportul public local și femeia de serviciu și alți angajați, electricianul este, mai avem un post care asigură acum pe COVID, monitorizează și dezinfectează și mai departe. Ei toți sunt la urbanism. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu angajăm pe nimeni, ci modificăm organigrama de la urbanism ca să avem. Pe exemplu, avem mulți angajați care sunt periodic și putem trece acum la perioadă nedeterminată. Nu, Deci, domnul consilier, nimeni nu poate să treacă de la... Oamenii ăștia au dat un concurs, de au niște diplome. Pentru ce îi redistribuim? Păi, ca să producă pentru banii pe care îi primesc. Să producă. Dumneavoastră ce produceți cu atâția bani? Asta este întrebarea consilierului local. Întrebarea mea retorică. Deci, domnul Ceangă, puteți spuneți câte întrebări retorice vreți.
Luați, vă rog frumos, raportul anual pe care l-am prezentat în ședința trecută și citiți ce produc eu, domnul Ceangă. În orice caz, produc mult mai mult decât minusul pe care l-ați produs dumneavoastră cât ați fost consilier local și ați condus localitatea. Nu, dar trebuie să vă asumați, pentru că ceea ce spuneți, vă asumați. Eu vă spun, nu este cazul să vă dau acum, să vă spun eu ce produc eu. Ce produc eu? Au familie și dumneavoastră. Domnul Ceangă, eu răspund de cheltuirea. Nu, lăsați-mă să-i răspund domnului Ceangă, vă rog frumos. Deci, încă o dată. Doamna Tudoreanu. Dacă eu sunt pregătit pentru investiții sau pentru un anumit compartiment și mă mutați în altă parte, că așa i-ați mandatat ei, știu ce au de făcut. Bun. Eu știu că sunt pregătit Răspunsul este unul foarte simplu. Foarte simplu. Nu? Toți acești oameni la momentul acesta... Să mă să înțeleg. Au așa atribuții și cifre și cunoștințe și informații și... Doamna Tudoreanu, chiar să știți că sunt multilaterali. Numai că ei până acum, ei până acum făceau același lucru, numai că nu aveam un compartiment de proiecte, un compartiment de investiții, un compartiment de gospodărie comunală. Dar ce aș putea să am cu ei? Îi pun la treabă pentru că ei primesc bani publici, domnilor. Eu răspund de eficientizarea banului public. Și vă asigur că aceste posturi sunt gândite ca să putem dezvolta această localitate, nu cum au fost gândite altă dată pentru interesul cuiva. Da? Eu nu știu dacă am făcut vreo promisiune electorală ca angajez pe cineva la primărie. Nu. Da? Bun. Atunci vă rog să nu faceți afirmații gratuite. Da? Vă rog. Da, domnul primar. Este un lucru foarte bun. Că mai acum am înțeles că s-au făcut niște angajări în primărie. Chiar mă bucur. Sunt oameni de-a noștri de pe Valea Slănicului. Este chiar un lucru bun. Întrebarea este, avem bani să-i plătim pe acești oameni noi angajați în primărie? Și a doua, și încă o întrebare. Dacă vă aduceți aminte, chiar personal v-am pus o întrebare, ce se va întâmpla cu acele două persoane care au fost angajate pe COVID? Vă aduceți aminte ce ne-a răspuns domnul primar? Vă aduceți? Da, pot să vă răspund. În momentul când se va încheia situația, se pare că din parte nu prea va fi, se pare că se încheie, la cele două persoane li se va desface contractul de muncă. Personal, mi-a spus domnul primar, aici da, așa este. Da. Mai nou, acum, prin organigrama asta, este foarte bine că aș lua de acolo, dar chiar mă bucur că da, oamenii de noștri... Nu am este cazul, vă răspund imediat. Deci, la prima întrebare, vis-a-vis de angajările noi, vă spun că este nevoie când acum 4 ani de zile, dacă numai restructurarea a fost soluția ca să redresăm această barcă care era în derivă, era eșuată total, s-a dovedit astăzi că măsurile alea s-au repercutat și avem ani 2019, dar în special 2020, în care am reușit să facem ceva pentru localitatea asta. Anul acesta am vizat refacerea organigramei și aducerea unor specialiști pe niște posturi pentru dezvoltarea localității noastre. În principal, proiecte și investiții. Și la a doua întrebare, care vizează angajații pe COVID, nu ne dă voie decât 30 de zile după ce situația de alertă se închide. Să dea Domnul să se închidă mâine, noi îi notificăm, dar contractul lor de muncă sună așa. Nu mai mult de 30 de zile după starea de alertă. Respectiv, ei nu sunt angajați pe perioadă nedeterminată și, da, există o probabilitate ca unul dintre ei, și vă spun că aceste concursuri sunt publice și poate să câștige și unul din afara Stănicului. Faptul că aceste concursuri au fost câștigate prin concurs de persoane de aici, vă dau un exemplu. Avem o ingineră care a lucrat în privat, care este foarte pregătită pentru postul pe care îl ocupă. Avem un inginer
care a lucrat metrologie și a venit pe mediu în locul doamnei Zors, care este în concediu de îngrijire copil. Da, o să mai vedeți oameni, dar nu înseamnă că noi facem niște modificări de dragul oamenilor. Asta voiam să subliniez. Modificările pe care le-am făcut sunt pentru ca să eficientizăm și să obținem o performanță mai bună administrativă la asta. Și o să vă fac această dovadă. Vă dau un singur exemplu. S-a deschis deja partea economică la proiectul de reabilitare de torenți. Vreau să știți că acest proiect de 20 de milioane de ron va avea nevoie de un om zilnic care se va confrunta în teren cu probleme atât de natura proiectului, cât și de natura cetățenilor, că o să vină ăla, că nu-ți dau voie. Adică noi anticipăm aceste lucruri și vrem să facem cumva să ne întărim. Am cumpărat, uitați, numai la inventarierea domeniului public și privat, acum am pus la treabă utilajul acela și avem deja niște rezultate foarte bune și vom crește masa impozabilă prin identificarea de suprafețe de teren ocupate abuziv din domeniul public, prin reglementare. Nu ne dorim să-i expulzăm de acolo, dar măcar să-și plătească bucățica de teren pe care o ocupă abuziv. Dacă o ocupă de mult, cu 5 ani în urmă și de acum încolo în fiecare an. Ăsta este scopul principal al nostru. Nu avem interese ascunse. Vă mulțumesc. Vă rog, doamna Buțan. Deci, din ceea ce ne-a spus dumneavoastră, dumneavoastră ne asigurați că acest serviciu de SBSU care face servicii pentru toți cetățenii acestui oraș nu va fi desfințat și vor avea locuri de muncă. Da? Ne-ați asigurat această chestie. Venim cu amendamentul în statut de personal să fie trecuți aceste persoane care sunt deja angajate cu nume și prenume. Nu este posibil. De ce? Dar de ce este posibil să pentru fie celelalte? Haideți să dar lăsați-mă să vă dau răspunsul. Pentru că în situația în care din cei 5 conducători auto de auto special nu vrea voluntar o persoană să o transferăm ori la microbus școlar, ori la serviciu de salubritate, atunci va trebui să organizăm o testare. Și testarea va spune care sunt numele celor 4. Dacă eu aș fi trecut 4 persoane acum acolo, aș fi fost acuzat de a 5-a persoană că am făcut un abuz. M-ați înțeles? Cred că este foarte, foarte clar, da? Dumneavoastră, prin atribuțiile dumneavoastră, aveți posibilitate, prin decizie, să le dați atribuții să facă și alte activități. Corect. Este corect, da? Bun. Aceste persoane care dumneavoastră le-a trecut vacante aici și ziceți că trebuie să le testați. Normal, conform ordonanței 75, șeful de serviciu SBSU este obligat lunar și anual să facă aceste testări sub ordonanțele lor. Da? Ei sunt calificați. Întrebare. În momentul când acceptăm lucrul ăsta că o să-i testați, treceți pe funcția care o... Încă o dată. Șeful de SBSU va fi partea comisiei de testare, pentru că acolo în lege spune că el îi testează din punct de vedere profesional. Noi acum îi testăm din toate punctele de vedere. M-ați înțeles? Nu puteam să-i testez până când nu am acordul de reducerea organigramului. De ce nu organizați un șofer sau unde vreți dumneavoastră la gunoieră sau acolo pentru un om acolo? De ce nu trebuie să un curs? Pentru că postul există. Dacă vă uitați pe organigramă, la microbuze școlare avem 2 posturi și este ocupat unul singur, unul este vacant. Da? Adică hai să bun, dumneavoastră, pentru cei care urmăresc materialul, serviciul voluntar pentru situații de urgență, pompierii noștri vor funcționa mai bine decât au funcționat. Cheltuiala cu ei, nu întrupe nici zi, nici noapte acest serviciu, în schimb cheltuiala cu acești pompieri va scade cu echivalentul unui salariu și cheltuiala aia se mută la serviciu de urbanist dacă se duce la microbuzul școlar sau la
serviciul de salubritate dacă se duce pe gunoier. Nu dăm pe nimeni afară pentru a preîntâmpina anumite reclamații argumentate, pentru că ar spune, bă, primarul... Dacă vreți, faceți parte din comisia de testare, promiteți, propuneți. Vreți să faceți parte? Deci, domnilor, dacă nu sunteți specializat, aveți încredere în specialiști. Domnul Ceangău, dacă dumneavoastră ați fi șeful acestui serviciu, v-ați dori să vă selecteze alții oameni, să nu faceți parte la această selecție? Eu nu înțeleg dacă oamenii au dat un concurs, au niște diplome de servan, de conducător auto, dar știu, unii au atestate. Bun. Pentru ce? Cum poate o primărie să-l testeze pe acel om? Păi și polițistul local a dat un concurs exact. Și s-o desfința post. Asta e chiar. Nu le fac același lucru, domnul Cean. Și o să avem pompieri. Asta o să fie. Asta este o concluzie eronată și vă rog să nu vorbiți. Avem 32 de voluntari acum. Au ținută. Păi au tot. Domnilor. Asta înseamnă că avem și șoferi? Deci am îmbunătățit serviciul substanțial. Am cumpărat mașină de asta, am cumpărat aparat de respirat. Toată lumea are ținut, au tot ce le trebuie. Nu, nu, nu încercați să duceți în derizoriu tot efortul de 4 ani de zile pentru serviciul ăsta. Da? Vă rog frumos. Nu ne legăm de oameni, aici ne legăm de nevoia primarului să răspundă la cerința cetățenilor să economisească banul public. Doar despre asta este vorba. Da? Eu nu știu. Hai să... Bun, vă rog. Mai aveți încă o întrebare. Vă rog. Domnul primar. Altă întrebare. Haideți să-i luăm cu cei patru. Unde să-i luăm acasă? Hai să-i luăm dacă vă dăm. Și duceți-i să dea un concurs pentru șofer. Pentru o salubritate. Nu să-i testăm ca pompier. Haideți să-i luăm pe cei patru. Da, legat de la ipoteza următoare. Nimeni din acești 5 oameni, domnilor, postul de pompier este un post călduț. Nimeni din acești pompieri presupunem că nu o să vrea să plece de acolo. Noi, prin decizia de astăzi, creăm baza pe care acest concurs, e mult spus, această testare să-i diferențieze. Pentru ca cei mai buni 4 să rămână la serviciu și al 5-lea să îi oferim unul din posturile disponibile de conducător auto la acest moment. M-ați înțeles? Da. Bun, dacă ați înțeles, mă bucur. La testarea de care dumneavoastră povenim, sau să înțeleg ce mai nu e, vor participa și alte persoane decât cele 5 care acum în momentul de față. Dacă testarea trebuie să participe, nu vor participa alte persoane. Nu vor participa. Dumnealui s-a referit dacă o să fie testați și alți angajați. Dacă vă referiți la comisia de testare, la comisia de testare va fi obligatoriu șeful de serviciu, va fi obligatoriu o persoană care lucrează cu ei, spre exemplu protecție civilă sau urbanist, ceva, un tehnic, da? Și o să fie obligatoriu o persoană de la resurse umane care știe cum se fac și ce documente și celelalte se fac. Bun, din primărie. Bun. Dacă, uitați, e o idee să aducem pe cineva de la Subacau, care îi rugăm să vină la testare. N-avem, încă o dată, eu sper că acest lucru să se rezolve amiabil, ca unul din cei care au lucrat deja uitați, o să nominalizez. Și George a lucrat pe salubritate și Alexia lucra microbus școlar. Adică nu vă gândiți acum la oameni, pentru că dacă vă gândiți strict la oameni... Dacă putem angaja la urbanism, de ce nu putem lăsa pe oamenii ăia să... Pentru că ne crește foarte mult cheltuiala pe... La urbanism crește. Domnul Ceangău, tot nu înțelegeți. Nu înțeleg. Haideți să vă mai spun. Domnul Ceangău, nu plec de aici până nu vă lămuresc pe dumneavoastră. Chiar dacă stau 5 ore, da? Haideți să vă lămuresc. Dacă noi păstrăm 6 oameni la serviciu voluntar de situații de urgență, când în contabilitate se raportează cheltuiala cu serviciu voluntar pentru situații de urgență, este echivalentul a 6 salarii. Dacă acest om de acolo, dacă vom rămâne cu 5 oameni la serviciu voluntar, a 6-a cheltuială de la serviciu voluntar, într-adevăr, se duce la microbuze școlare,
dar este, nu trebuie să recuperezi banii de la microbuze școlare din impozitele oamenilor. Eu ajung la indemnizația mea de consilier și o dăm unui băiat să rămână acolo. Dar nu ajunge. O să mai vin de la mine. Donați-o. Nu, dacă vreți să plătiți un salariu, nu mai am nicio fel de problemă. Păi, dar nu se poate așa ceva, domnule. Nu, nu. Deci, domnul Ceamă, libertatea de a vă dona veniturile este a dumneavoastră. Puteți să le donați unde vreți. Vreți să le donați la primărie? Este foarte bun. Bună! Avem doamna președintă. Eu ce să fac? Păi dar trebuie domnul Ocanu. Pentru speculația asta, domnule, spuneați că poate nu-i plecat din zonă. Dar nu contează. Sau poate nu vă interesează, plecat la Iași. Vă mă interesează. Dar vrem să avem pompieră. Și lumea, de pe balea asta, vrea să avem pompieră. Sunteți subiectivi, vă spun eu de ce. Nu sunt doi din acești oameni lucrează în parteneria cu dumneavoastră. Bun, dar sunteți subiectiv, m-ați înțeles? Eu nu sunt, eu v-am argumentat. Hai să trecem problema asta prin vot. Doamne, și vă rog frumos, nu să ne pierdeți voi. Avizul comisiilor? La Vlad. Cine este pentru? Abține? Este cineva împotrivă? Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului cadru de colaborare privind realizarea programului regional Educație în domeniul cultural, limbaje și coduri culturale. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Universitatea de Arte George Enescu din Iași ne-a trimis această propunere și eu o supun atenției dumneavoastră pentru că mi se pare că poate contribui la dezvoltarea socioculturală a localității noastre. La acest moment, în proiectul de hotărâre, nu figurează niciun fel de cheltuială și scrie la articolul 2 că orice situație în care va trebui să cheltuiem vreun ban va reveni la Consiliul Local respectiv. Dacă va trebui să acționăm în vreun fel, voi reveni cu un proiect de hotărâre în sensul acesta. Discuții? Avizul comisiei? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Sfetnic Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna mai 2021. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Continuăm în ordine alfabetică? Nu e neapărat. Dacă vreți, dacă doriți să propuneți pe cineva... Am pornit așa. Avizul comisiilor? Favorabil. Pe pentru? Discuții la... Nu? Toți sunt pentru. Da. Dacă sunt discuții la diverse, vă rog. Nu, suplimentare. A, suplimentare. Nu am primit. Da, nu e. Singurul punct pe lista de suplimentări, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ în vederea obținerea autorizației de construire pentru schimbarea destinației imobil din centrul de perfecționare în centru medical și modernizare spații de cazare, extindere și amenajare restaurant. Strada Vasile Alexandri, numărul 2, Sfetnic Moldova, județul Bacău. Da, este vorba despre una din cele două clădiri care au aparținut Banc Postului, care la momentul la care s-a făcut planul urbanistic general, ele funcționau ca și centre de perfecționare. Și acolo, la destinația clădirii, spune centru de perfecționare. La momentul acesta, proprietarul clădirii din stânga a cerut să se transforme în hotel, centru medical, restaurant, toate astea. Și fără planul, fără acest PUZ, nu
nu se poate întâmpla acest lucru. În sensul în care a mai cheltuit niște bani, dar asta este, o să vină și clădirea din dreapta cât de curând. Ei nu s-au solidarizat, nu știu în ce motive, și o să ceară schimbarea de destinație, pentru că altfel ar trebui să rămână tot cu circuit închis și proprietarul este sigur o persoană care vrea să-l deschidă public. În acest sens, fără acordul dumneavoastră, nu se poate schimba destinația unei clădiri. Cât de curând acolo va funcționa și baza de tratament și celelalte funcțiuni. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? La diverse, doriți să discutăm despre un anumit subiect? Da, eu vă mulțumesc pentru încă o dată. Mi-aș dori ca și vă rog să încercăm să înțelegem că dorința mea personală este să fiți informați și să vă transmit cât mai clar ceea ce ne dorim să obținem, ce acorduri dorim să obținem. Dacă mai sunt situații în care ceva nu este clar, atunci oricând vă stau la dispoziție. Singura rugăminte este să nu cheltuim timpul aiurea și să rămânem pe obiectul propus. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate și să ne vedem.